Salutare și bine v-am regăsit la un video. Astăzi o să jucăm Omul de la Geam 2. Practic, mai este un om de la geam, dar n-a apucat să-l joc pe ăla, nu știu, am uitat, după aceea m-am delăsat. Dar acum vreau să jucăm pe ăsta, nu știu despre ce este vorba, știu doar că este unul care vine prin geam și mi se pare că tu trebuie să te ascunzi. Hai să dăm start game, să jucăm la normal prima dată, poate jucăm și la tough, dar s-ar putea să jucăm doar la normal, depinde cât de lung o să fie video. Ne sună cineva? Ok, ce telefon modern. Și trebuie să răspundem. Mamă, ce e asta, mă? Ai un iepure. Bună, Junior. Cine e asta? Bună, ma. Stai că nu înțeleg, care e, ce e, familie de iepuri, care e faza? Totul este bine, întreabă bunica. Da, sunt foarte bine, am câteva minute ca să... M-am făcut pauză și mi se termină pauza. Ce, că am sunat la voi să știu dacă sunteți bine. Dar ce s-a întâmplat? A, mersi, suntem foarte, 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 foarte bine. Și că am găsit câțiva dolari în plus la mine în geantă, așa că am comandat ceva de mâncare, deoarece mi este lene să gătesc. Eu nu mai comand, că costă mult și nu e așa de bună și sărată. Plus că am observat că ei folosesc cele mai ieftine legume sau chestii așa mai vechi. M-am interesat la persoane care lucrează la din astea, la take-out din astea, la restaurante sau locuri din astea. M-am interesat și eu mai am și eu ceva legături și mai bine să faci de acasă, că ei iau mâncarea cea mai așa, doar ca să facă bănuți. Și depinde și unde mergeți, dar în principal este bine să faceți voi acasă. Dacă mergi într-un loc în care se face așa bandul lantă, nu știu, mai sunt, efectiv sunt șaormerii mai curate decât restaurant, dacă vine să credeți. Nu o să dureze foarte mult și o să ajungă mâncare aici, că nu mai pot de poftă. Probabil o să vină un coș cu morcovi. Foarte bine, să aveți poftă. Da, închid telefonul că trebuie să lucrezi. Lucrează la un depozit, așa mi se pare. Familia de iepuri. Și am multe lucruri de făcut în seara asta, așa că o să mă joc cu forklift-ul și nu știu ce, ok. The Little Missy, hai să le spune la micuță că îi spun bună. O să spun, bun. Mersi, vorbim mai târziu. Cred că omul ăsta nu știu să deseneze oameni, de asta a desenat iepuri și se pricepe la iepuri. Audrey! Cine e Audrey? Cred că e o fețe mică. Hai de mine, ce puraș! Bă, pentru mine ăștia sunt creepy, nu omul de la geam. Da, bunică. Tatăl tău spune bună, ai tatăl. Ok, unde e mama? E la lucru. Da. Și te-a sunat în pauză. Dar de ce n-ai dat-o și pe păpușa asta la telefon? E păpușe pentru el. Pentru mine copilul meu e păpușă, așa că mă gândesc că pentru fiecare tată fetița lui e păpușă. Și trebuia să vorbesc cu el la telefon. Ce, prin bunica intermediar? Nu e ok. Te-a sunat în pauză. Now that you finish the homework. Ți-ai terminat temele? Da, le-am terminat, bunică. Ce tristă-i. Ok, foarte bine. Îmi place să aud asta. Knock, knock. E cineva la ușă. Cred că a venit mâncarea. Morcovei. Probabil este mâncarea. Mă duc să o iau. Uite cum merge bunicuța. Am cum se aude cum merge. Unde e mâncarea? Puteam să jur că cineva a bătut la ușă, dar nu este nimic aici. Adri? Da? Este o carte! The Man from the Window, care scrie omul de la geam. Oh my god, nu vine să cred. Începem din nou. Adri s-a întors. Omul? Da, de la geam. Ok. Și ce facem acum? Care-i faza? O lua... Dar de ce lua cartea? Trebuie să ne uităm în carte de data asta, da? Să fim foarte, foarte atenți. Tatăl tău nu vine acasă deocamdată ca să ne apere, așa că trebuie să ne surcăm singuri. Sun la poliție. Și încuie ușa. Am înțeles, bunicuț, am înțeles. O să treacă timpul. Se schimbă sezoanele. Dar nu pot să... Totul să rufină la fel. Omul o să continue să vină. Ok. Singurul pe care și-l dorește. Ok. Hă? Stai puțin! Zice că am 5 minute la dispoziție ca să mă ascund. N-avem timp de pierdut. 5 minute? Pe asta e nimic 5 minute. Bă, nu mai sunt pagini. Restul paginilor s-au rupte. S-au rupt. Stai că nu înțeleg. Stai, ce trebuie să fac? O, oh, 7.55, stai, ce trebuie să fac, că nu înțeleg. Gata aici. Ce asta? O, asta e carte? Adri, trebuie să asculti. Oh my god, de ce trebuie să vorbesc cu asta? Pierd timpul, am văzut-o pe carte. Trebuie să găsesc. Și de ce sunt prin casă? Practic cum, omul de la geam l-a scus la mine în casă, 7.55, sper să nu treacă timpul. Sper să blocheze la 7.55. Ce casă e asta, când că nu o cunosc? Uite-o din asta, poți să iau mai multe dată. Uite două. Uite, e foarte fain să ai o baie. Bun, cred și eu. Ok, cred că l-am găsit pe toate. Eu sunt bunicuța. Am înțeles.
Bunicuțu, omește, rog, mai repede. Mai rețin câteva pagini, dar unde sunt fratele meu? Unde sunt paginile? Nu spune că pot să merg afară. Pa! Bă, nu știu dacă e bine să merg afară, am lăsat fetița aia mică acolo, singură. Mai sunt pagini? Unde mai sunt pagini? Uite, bă, pe ușa aici. Cred că asta e ultima pagină care mă lipsește. Hai să vedem care e faza cu jocul. Din câte înțeleg eu, omul de la geam place așa să ne joace cu noi. Și ăștia li se pare normală faza. Închid ușa. De fapt, m-am închis pe mine. Închid ușa și de fapt încui ușa. Păi ar trebui și o ușă de fier ca să nu se vină nimeni la mine. Mai te lipsești o foaie. 756. Dar unde este? Oh my god, timpul chiar trece. Timpul chiar trece. Ai de viața mea, pe păi pot să mă prind. No, n-am găsit foile. Voi le-ați văzut? Voi scrieți în comentariu dacă le-ați văzut că eu... E prima oară când joc jocul ăsta și... A, uite, uite. Ce e asta, mă? Mătură și cu... Ce e asta? Ok, ce să fac aici? Omul de la geam este fericit când vânează un prieten. Caută un prieten el. Următoarea lui mișcare... O să caute unde sunt cutiile. Aici sunt cutiile. Deci aici o să vină prima oară. Am înțeles. Deci aici sunt, mă duc. Închid ușa. Ok. După aceea... Q. The man remains vigilant. He hopes tonight will not be squashed. Ok. The next course of action is to look on the place where clothes are washed. Următorul lucru se uită unde se spală hainele. Și mă gândesc că hainele se spală în chestia asta. Dar nu știu de ce s-a spălat acolo. Dar cred că da. 756. Mai avem timp. Yeah. Următoarea dau pe ea aici. Despite his loneliness, the man does not want to sleep. Ok, he will next check under the place where you sleep. O să caute în locul unde dormi. În cameră, sub pat? Aici? Sau aici? Mamă, pe stai, ok, deci să nu se ascund sub pat, dar trebuie să caute loc în care să mă ascund. Păi suntem două persoane, nu te ne ascundem amândouă. Bunica asta, nu găsești un prieten și nu acceptă. O să caute unde sunt hainele murdare. Câte timp mai avem? 77. Unde sunt hainele murdare? A, coșul cu rufe. Aici? Dar de ce ții coșul cu rufe în cameră? Să-ți miroase toată camera. De ce nu-l ții în baie sau în bagi? N-am aș ne spăla, da, înțeleg. Bun. Și aici miroase toată casa. Am înțeles care e faza. Bun. Ok. Toți anii ăștia a căutat. Ok. Următoarea cameră o să fie camera goală. Camera empty. Și e o cameră care nu se află nimic. E o camera asta, e camera... Ah, ok, aici, nu, de ce n-am... Era bun, niște rafturi pentru depozitare. Probabil s-au mutat noi. Ok, finding a friend... prioritatea lui să găsească un prieten. Și următorul lucru o să caute... Sub oglindă. Câte minute mai avem? Unde e oglinda? Avem oglindă? Oglindă, oglinjoară... Oglindă? Oglindă? Unde e oglinda? Ah! Ah, poți să tragi la perile! Sub oglindă aici. Bun, pe dacă stai puțin, dacă poți tragi draperii, ia bă să le închid eu draperiile, că poate mă vede ăsta prin geam și se uită la mine, ca nesimțitul, ha? Așa. Mai sunt deja în baie, nu știu unde mai sunt. Am venit draperii pe aici, așa? Ok, bun, și acum trebuie să mă ascund. Deci n-am venit să mă ascund sub pat, în rufe murdare, în rufe curate. Mă ascund sub ghiuvetă. Ia, Doade, du-te ascund sub ghiuvetă. Adi, ia vină după mine. Da, bunică, follow me. Vino încoace, Adi, te ascunzi aici. Hide Adri. Ia să ascunde aici, da. E acolo? Nu, stai acolo. Ok, ia să ascunde acolo. El o să caute aici. Stai să închid toate ușile la cameră, ca să nu-și dea seama unde am fost. Deci el o să caute sub pat, sub oglindă în camera asta, așa. Păi hai să unde mă ascund eu. Deci, unde pot să mă ascund? Unde să ascund bunica asta? Unde intră bunica asta? Stai puțin, sub pat, nu? Deci stai puțin, dar nu mai rămâne locuri. Cât mai am? Mai am 7.58. Deci stai puțin. În camera asta de aici, am frigider, pot să mă ascund. Nu îngheață bunica. Ci că nu intru acolo, te crezi eu. Deci aici o să caute, aici nu caută, deci am făcut foarte bine cuptor, nu cred că pot să mă bag. În camere caută sub pat, dar nu știu unde mai exact. Caută în coșul cu rufe aici, caută în asta, caută în asta. A, eu pot să mă ascund, dacă caut unde e oglinda, eu pot să mă ascund în cabina asta de aici. Ia, stai să vezi. Ia, mă ascund aici. Hide in the bata, mă ascund într-un hata. Da, eu mă ascund în cadă, că el caută sub oglindă. Poate... Uite că vine! Este ora 8 și 8 de la geam vine, dar eu am un cuia, deci nu are cum să vină, numai dacă deschide cheia. Stai să-ți cum deschide.
Nu, asta e de jos de la bloc. Chiar dacă are doar 5 minute la dispoziție ca să vină noaptea, se grăbește, hă? E pregătit. Hoi de capul meu ce viteză, frate, eu când mergeam de la școală făceam așa. Baci mi-o spart ușa, măi. O să caute, să vezi unde caută, aici. Deschide ușa încet. Omul de la geam caută în cămară, practic. Dar nu-i nimic, dar nu a găsit nimic. Caut aici unde spălăm rufele, probabil. Caut unde spălăm rufele. Dar nu a găsit nimic. Aici n-ai cum să te ascunzi, practic, că te vede cineva. După aceea caută... A, în supatul ăsta caută. Caută supat. Dar nu a găsit nimic, pentru că ne-am ascuns ca boșii. Dar nu a găsit nimic. Caută unde-s rufele murdare. Dar nu a găsit nimic. Și mai caută în baie sub oglindă, dar sper să nu caute și pe restul în baie, să nu ne audă. A, o deschide. Dar nu a găsit nimic. Caut aici în closetul ăsta și nu o să găsească nimic. Sunt așa puțin la baie. Practic, câte văd eu, îți lasă două locuri în care poți te ascunzi, probabil. Poate trei și nu știu eu de una. Și trebuie să le iei prin eliminare. Uite în oglindă cum se vede. Uite în oglindă cum este. Voi vedeți cum este în oglindă, că se vede foarte puțin. Îi se văd picioarele și mâinile. Mamele, este foarte, foarte naș. Probabil are capul mare. Păcat că nu putem să vedem cu totul, dar îl vedem în oglindă. Caută sub ghiuvetă, de parcă acolo ar intra bunica. Probabil trebuie să găsim bunica un loc. Dar nu găsim nimic. Eu sunt bunica în baie. Și ce faci acum? Era 8 și 2 minute. În 2 minute a căutat tot. Păi poate să caute restul casei. Aveam mult timp la dispoziție să mai caute în restul casei. Da, dar nu mai are nicio idee unde să caute. Nu are nicio idee. Deși vreau să caute, n-are nicio idee. Așa că pleacă. Mamă, ce fain că l-am văzut în geam. Ce repede se lasă bătut. Păi noi am câștigat. Încuie ușa, te rog, bunică. Încuie ușa, te rog, frumos. Încuie și pune canapeaua. Pune dulapul la ușă. Da, bunicuța asta nu intră în orice loc. Și că de data asta sper să pleci, să nu te mai întorci. Nu te pune cu bunica și cu Adri. Bate cineva la ușă. Mamă, se întoarce omul de la geam. Am pus-o. Ascundeți-vă repede. Nu deschide bunică, stai mă. Eu venim mâncarea. Dar dacă omul de la geam este ascuns acolo, nu-ți face griji, este doar mâncarea. Păi stai puțin și dacă omul... A, nu, sau? Care-i faza? Și am vrut să știu ce mănâncă. Omul de la geam, am greșit, am făcut bine, ce se întâmplă? Am primit o stea, deci practic noi am făcut bine. E super, super tare că am făcut bine. Acum vreau să joc. O să joc la tough, o să joc tot la normal. Tot ce vreau să fac este să mă întâlnesc cu omul de la geam, să vedem ce se întâmplă dacă te întâlnești cu el, dacă dat o fază. Deci eu practic acum trebuie să găsesc din nou ăstea. Unde sunteți, fratele meu, că se vede că le pune pe oriunde. Uite, trebuie să găsim toate paginile. Să le punem aici. Jocul e destul de simplu. Apropo, aveți și voi linkul în descriere, pentru că țin la voi și vi-l pun de fiecare dată. Aveți linkul în descriere, doar că jocul ăsta nu este gratuit, costă $1. Se poate juca în momentul de față, din câte știu eu, doar pe calculator și jocul costă $1. Deci 5 lei, nu știu. Poate ceva mai mult, că ți-a și taxe. Deci cam atâta costă jocul. Mai lipsesc câteva pagini. Și dacă vreți să-l jucați și voi, costă $1. Asta este motivul pentru care nu vi-l dau eu gratis după ce l-am cumpărat. Este ca să susțineți developerul, că poate, asta face, poate așa o să facă și omul de la Jam 3, știți? Și n-ar fi frumos să vi-l dau și vouă așa. E mai bine dacă vreți să-l cumpărați ca să susțineți developerul, să mai scoată și omul de la Jam 3, ca să mai reacționăm să fie șmecherie. Așa. Bă, mai lipsește o pagină? Dar unde, frate? Că m-am uitat peste tot. Stai puțin, o luăm sistematic. Deci, prima dată ne uităm foarte, foarte atent aici, așa, da. Închide ușa, ne uităm pe ușă. Deci mai lipsit o pagină și uneori poate e cea mai grea de găsit. Tai puțin, închid ușa. Așa. Oricum, eu am închis jaluzele, dar tare cred eu că dacă nu închizi draperia, știi imediat unde să te găsească. A, să vedem pe aici așa. Aici am bag înăuntru. Aici nu pot să închid, nu intră bunica. Dacă închid ușa asta. Bă, deci mai lipsește o foaie și habar n-am unde este. Am verificat peste tot în casă. Este probabil, după canapea, e aici.
Da, poți să fie și pe aici, așa mă gândesc. Mai sunt locuri. Deci zic că mai lipsește o foaie. E asta? Nu, asta și-a făcut fata tema. Bun, hai să mergem pe aici. Poate pe undeva pe aici și n-am văzut-o eu. Deci să mă uit așa foarte atent că nici măcar n-am dat la har și foile zgrele de găsit. Vedeți voi o foaie? Unde fratele meu că nu văd nicio foaie? Zice că mai lipsește o foaie, dar pe cuvântul meu dacă o găsesc. Ia stai că nu mergem peste tot. Așa, deci. Deci ce aici? Mai lipsește o foaie. A, uite-o. Pia. Bun, și acum o iau pe Audrey. Da, follow me. Și 856. Practic. Practic. Vreau să o spun, vreau să stau aici. Vino, vino Audrey. Practic vreau să stau aici să-l așteptăm pe omul de la geam. Aici, așa, vedem când vine. Vreau să văd dacă putem să-l vedem cum vine. Că ar fi super tare și interesant să-l vedem cum vine. Și asta este un ending. Acum, eu din când în când trebuie să mă uit să văd cât este ceasul, deoarece n-am să știu cât este și este 7.57. Cred că o să stau până la 7.59 și la 7.59 să mergem. Oh my god, e 7.59! Adri, vino repede, repede, repede! Că nu știu cât durează! Vino, fetițo, hai repede! Haide, Adri, Adri, repede! Haide, haide! Nu știu cât durează, va trebui să stau aici pur și simplu să mă uit, că habar n-am cât durează chestia asta. S-ar putea... Nu știu dacă e ca un minut adevărat, s-ar putea să fie, nu știu, cât două minute, cât habar n-am, dar vreau să văd ce se întâmplă. Oricum, simplu jocul, o să băgăm, deci vă spun, pe canalul ăsta băgăm jocuri mai, o să băgăm jocuri mai, care mă joc așa de obicei când mai am timp, așa că mai băgăm și jocuri din astea așa mai simpluțe. Cred că mai bine ar fi să băgăm un joc din ăsta așa simpluț și un joc mai șmecher. Bine, acum până intru și în ritm, dar cred că așa ar fi, ar mulțumit pe toată lumea și pe mine, probabil și pe voi, că la unii vă plac un joc din ăsta așa mai... Cum este ăsta care îl termin. Practic, el are o anumită poveste, dar e destul de simplu, nu este... Na. Și o să vreau să bag și jocuri cu story, așa că dacă aveți vreo idee de vreun joc cu story care e pe PlayStation, pe Nintendo Switch, pe Xbox, n-am, dar pe trala, pe ce este, scrieți-l în comentarii pentru că aș vrea să joc... Vine! Vine! Oh my god, vine! Oh, de beau vreme de pe apă. Este exact ora 8 și omul de la geam vine în secunda asta. Mamă! Are doar 5 minute. Sper să-l văd. Sper sau să ne vadă el pe noi. Mamă. Mamă. Uite-te, ne-a găsit acolo. Omul de la geam și-a găsit nou prieten. Mamă. O luat-o pe bunica, a? Nu l-a dovedit, o luat-o pe bunica. Ca să-i facă de mâncare. Nu prea face de mâncare, nu comandă bunica asta. Uite, a venit tăticu acasă. Hei, ma. Adică, mamă, e practic bunica. Cine a lăsat ușa de la... casă, de la apartament deschisă larg. Alo? Adri? Adri plânge. Adri, ce s-a întâmplat? Unde este bunica? Trebuie să vorbești cu mine, Adri. Spui ce s-a întâmplat. Era, cumva, omul de la geam. Ok. Destul de simplă, da, și astea sunt cele două endinguri. Practic mai pot să joc pe tough, dacă vreau, și îmi dă alt încosteat. Dar nu se întâmplă practic nimic altceva, doar asta e faza. Bun, cam asta e joculețul, rupeți butonul de cucu like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!